Daniel Dobruțchi, actualul primar al comunei Peștișu Mic, și-a lansat vineri seara candidatura pentru un nou mandat de primar. La eveniment au participat o mulțime de locuitori ai comunei, susținători ai primarului, care a reușit să aducă investiții în comună cât valoarea bugetului primăriei pe 10 ani. Alături de Daniel Dobruțchi au fost și colegii săi din PNL. Vineri seară, căminul cultural din comuna Peștișu Mic s-a dovedit a fi neîncăpător pentru mulțimea de oameni veniți să-l susțină pe Daniel Dobruțchi, care și-a lansat candidatura pentru un nou mandat de primar al comunei. Apreciat pentru implicarea în dezvoltarea comunității, dar și pentru tinerețea și caracterul său, tânărul primar liberal vrea ca în noul mandat nu doar să continue proiectele aflate în derulare, ci să aducă noi investiții în comună. Cu ce gânduri pentru un nou mandat? Numai cu gânduri bune și cu proiecte noi, bineînțeles cu gândul de a finaliza proiectele pe care le-am început și categoric cu proiecte mult mai mari și mult mai ample pentru viitor. Vreau să vă spun că în momentul de față avem peste 600 de miliarde de lei vechi absorbiți prin proiecte cu contracte semnate și urmează să derulăm alte proiecte pentru viitor. Avem în derulare în momentul de față apa, urmează să începem și lucrarea la partea de canalizare și, din câte știu eu, prima dată vom începe cu drumurile agricole, iar după aceea vom da drumul la școala din Nandru. Va fi o școală nouă, a fost al 17-lea proiect pe țară, cu 92 de puncte și nu poate decât să mă bucure pentru că numărul copiilor a crescut în comuna Peștișu Mic și vreau să vă spun că era absolut necesară o astfel de școală modernă și la standarde europene în această comună. V-a prins dragul de administrație, după câte se vede. Nu doar că m-a prins dragul de administrație, m-a prins dragul de aceste locuri, pentru că soția mea este practic născută în Valea Nandrului. Eu vin aici din 90, adică sunt ceva anișori de atunci. Am vrut de mult să ne mutăm aici, doar că ea a fost un pic mai reticentă. Acum n-ar mai pleca de aici pentru nimic în lume. Fosta conducere a fost timp de 12 ani la conducerea primăriei și nu au realizat absolut nimic. După 12 ani în care, efectiv, comuna, eram ca și în epoca de piatră, am decis să-l susținem pe domnul primar pentru a schimba ceva. Iar după 4 ani de mandat, am reușit să aducem semnal, apă, canal, un teren de fotbal aici în Peștișu Mic, am reușit să facem un magazin alimentar. Eu zic că s-a schimbat ceva. Susținerea noastră pentru următorii 4 ani este doar din faptul să ducă proiectele la final. Vrem să mai facem o școală, mai avem foarte multe proiecte în derulare, vrem să unim satele între ele în toată comuna și multe alte proiecte. Îl cunosc de foarte, foarte mulți ani și prin tot ceea ce a făcut ca om și ca primar a dovedit că merită votul și încrederea noastră. Mai mult, pentru că sănătatea este cel mai important bun de preț al nostru, se lansează în proiecte medicale foarte frumoase pentru comunitate și mi-a propus. A fost primul primar care mi-a propus un parteneriat între și locuitorii din comună. Știm cu toții că a preveni este mult mai important decât a trata și a propus să facem o acțiune voluntară, caravana medicală mobilă, partener primăria Peștișu Mic, prin care am testat de câteva săptămâni bune să arate sănătatea populației din comuna Peștișu Mic. Vom continua aceste parteneriate medicale voluntare cu domnul primar, care cu siguranță va fi ales de către locuitorii comunei, care vor aprecia ceea ce a făcut și prin acest lucru. Și încă o dată, omul sfințește locul. Da? Și că domnul primar este omul care dovedește cu prisosință acest lucru. În primul rând, are calitatea de om. Și dacă spun calitatea de om, înseamnă că are tot ceea ce este nevoie pentru un primar și un bun gospodar. Are pregătire,
știe să vorbească cu oamenii, știe unde trebuie ca să acționeze când sunt probleme și astăzi, pe lângă dânsul, o echipă care și-a făcut treaba și o face în continuare.